Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. În ediția de astăzi ne-am propus să aducem în atenția domnilor voastre o perioadă din istoria românilor cunoscută ca veacul de aur al culturii române. Profesorul lecției de astăzi este istoricul Ion Țurcanu. Domnule Țurcanu, bine ați revenit! Bine v-am Domnule profesor, pentru început v-aș ruga să ne caracterizați un pic perioada anterioară veacului 17 din punctul de vedere al culturii, al spiritualității românești, ca să înțelegem ce a marcat acel salt spectaculos în secolul XVII deja, când vorbim despre spiritualitatea românească. Eu aș fi vrut mai întâi să mă refer la caracterul culturii feudale în gen luată în general și în special văzută în comparație cu cultura occidentală, ca să știm foarte bine unde ne aflăm și ce aveam la perioada da, respectivă. Secolul XVII este vremea lui Shakespeare și Cervantes, a lui Galilei și a lui Newton. Este vremea marilor gânditori englezi, Locke, Hobbes, Bacon, a francezilor Blaise Pascal, René, Cart, neamțului Leibniz, italianului Gian Battista Vico și așa mai departe. Ăștia au fost niște giganți, niște piloni care au stat la baza culturii moderne. Mult mai devreme apar universități europene. Primele universități europene apar în secolul XI. E vorba Bologna, Oxford. În secolul XII apar cele mai vestite universități din Europa, Paris, Viena. Salamanca, Cambridge și așa mai departe. Primele lucrări scrise, de exemplu în Franța, apar încă în secolul 9. Este vorba de niște poeme lirico-epice, așa zisele cantilene, cu caracter cum religios. Pe când la noi primele lucrări scrise apar târziu de tot. Asta e aproximativ anul 1500, dar operele adevărat literare, adică scrise în limba literară românească, apar mult mai târziu. Două jumate secolului XVI și chiar în secolul XVII. Deci e o distanță de aproximativ 700 de ani sau chiar mai mult. Asta arată distanța în timpul noastră față de ei în ceea ce privește evoluția culturală. Bineînțeles că cu timpul acest decalaj s-a redus, dar s-a redus foarte încet și să fim sinceri că distanța dintre noi și ei, sub aspect cultural, este sesizabilă foarte mult chiar și la etapa actuală. Și încă un lucru aș spune eu despre caracterul culturii medievale. Aceasta este o cultură mai mult materială, am putea spune așa, care se reflectă în artă mai mult. Deci vorbim despre monumentele arhitectonice, pictură, sculptură din perioada respectivă, acestea se exprimă mai bine cultura și mai, să zic așa, mai plenar, mai convingător cultura română în perioada respectivă, pe când scrierile mai puțin. Deci, din punctul acesta de vedere, am putea spune că cultura medievală românească din perioada respectivă este o cultură mai mult artistică, mai puțin o cultură a scrisului, a științei, a învățământului și așa mai departe. Asta se referă, bineînțeles, la secolul XV, pe care a spus dumneavoastră. Sigur că o serie întreagă de realizări foarte importante în perioada respectivă au pus fundamentul pentru ceea ce avea să se întâmple în secolul următor, în secolul XVII. În perioada respectivă începe să se manifeste foarte bine activitatea în domeniul tiparului. Ne referim, în primul la o mare cărturaș și un mare creator, să zic așa, de tipar, este vorba de coresii care începe să activeze la Târgoviște, urmă trece la Brașov, unde își desfășoară activitatea. Și multe alte evenimente importante din această perioadă sunt opere mari, să zicem, învățăturile în Nagoya Basarab apar anume în perioada aceasta. E adevărat că vor fi scrise, vor fi tipărite mai târziu și o serie întreagă de elemente care arată că secolul XV a constituit o etapă importantă în dezvoltarea culturii române și a pus într-un fel bazele pentru etapa următoare, pentru secolul XVII. De ce acest secol XVII este numit inclusiv în cartea dumneavoastră Istoria Românilor veacul de aur, secolul de aur al culturii române, care erau trăsăturile definitorii ale acestei noi etape în spiritualitatea românească? Trebuie să spunem că secolul XVII în genere este un secol de tranziție de la feudal la modern. Deci de la epoca feudală la epoca capitalistă. Și asta se răsfânge, bineînțeles, se simte foarte bine și în domeniul culturii. Dar pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat și cum a apărut acest specific, cum îi zicem noi, secolul de aur, trebuie să ne dăm seama că au existat niște, să zicem așa, niște premize, așa? Niște antecedente, ca să zic așa. Este vorba mai întâi de toate de faptul că în societatea românească în perioada respectivă trecere la secolul XVI la secolul XVII, se produc niște mutații de structură, să zicem așa, structurale. Se dezvoltă, bineînțeles, economia mult mai mult, e mai dezvoltată decât în perioada precedentă, se dezvoltă cultura despre care noi vom vorbi, viața politică se primenește foarte mult și toate aceste mutații, toate aceste primeniri cereau oameni cu carte. Asta a fost o cerință obiectivă și în mod obiectiv a condiționat dezvoltarea unor ramuri de cultură, în primul rând, a învățământului. Și apar și oameni noi, am putea spune, dacă ne-am referit la domnitorii din această perioadă, care contribuie enorm la progresul cultural, Matei Basarab în țara românească, Vasile Lupu în Moldova, aceștia au contribuit mult la crearea condițiilor pentru evoluția spectaculoasă, într-un într anume fel, a culturii. În ceea ce privește, să zicem, trăsăturile definitorii la care v-ați referit dumneavoastră, în primul rând este vorba de iluminism. Fenomenul iluminismului, care bine să este de o sorginte europeană, dar care treptat începe să se manifeste și în științele române. Ce înțelegem prin asta? Dacă în perioada precedentă operele, majoritatea operelor care apar în perioada precedentă sunt opere anonime, fie că este vorba de opere scrise, fie că este vorba de arta plastică, în secolul acesta, în secolul XVII, situația se va schimba. În centrul atenției apare omul, deci apar autorii, începem să cunoaștem autorii operelor respective și nu numai atât, omul devine, să zicem așa, subiectul istoriei și uh, personajul operelor principale. Tiparul este un element nou, se deosebește de tiparul în perioadele precedente pentru că devine un fenomen, să zicem așa. Omniprezent, adică îl constatăm peste tot, atât în țara românească, cât și în Ardeal și în Moldova. Și el va contribui foarte mult la dezvoltarea culturii și va fi unul din elementele care vor face ca secolul acesta să numească Secolul de Aur. O serie întreagă de alte elemente definitorii pe care le constatăm și în învățământ, apariția unor școli de nouă factură, e vorba mai ales dacă vorbim de limbă limba română și obține statutul definitiv, anume în această perioadă. Deci în această perioadă limba română cunoaște o ofensivă serioasă practic în toate sferele vieții, anume în acea perioadă limba română este introdusă în biserică. Așa este, da, așa este. În general, trebuie să spunem că în perioada respectivă are loc laicizarea tuturor aspectelor care sunt de cultură. Fie că e vorba de învățământ, fie că e vorba de carte. Deci are loc o trecere de la așa zisul teocentrism la antropocentrism și o treptat, să zicem, religia, biserica își pierde influența de altă dată. Faptul că, așa cum spuneam, limba română a cunoscut o ofensivă serioasă în mai multe sfere ale vieții din tot spațiul românesc, putem spune că acest lucru, acest fapt a determinat afirmarea unui caracter original, unic al spiritualității românești? Da, exact. În anume în perioada aceasta, cultura română capte un caracter unitar. Ce se înțelege prin asta? Asta înseamnă că operele, fie că e vorba de opere scrise, fie că e vorba de școli sau de artă, acestea le constatăm peste tot. Și nu numai atât, anume limba despre care ați vorbit, ea contribuie la crearea caracterului unitar, astfel ca Aceleași opere să fie răspândite peste tot și, totodată, ele să fie accesibile peste tot. Cazania lui Varlaam, să iau un exemplu, o constatăm, o găsim peste tot, atât în țara românească, cât mai ales în Transilvania. Sau uh, Psaltirea lui, uh, lui Dosoftei, sau numeroase alte opere. Cazania lui Varlaam a fost editată pe timpul lui Vasile Lupu. Așa asta a fost la 1643. Vasile Lupu scrie un cuvânt, așa, o prefață la această carte și lucru foarte interesant, el spune că aceasta este dedicată pentru seminția românească de pretotindeni. E foarte interesant. Pentru seminția românească, deci pentru toți românei, de peste tot. Din Transilvania, Muntenia, exact, Moldova. Peste tot, peste tot. Asta deci face anume ca și tiparul de altfel pe care am vorbit, l-am mai menționat. El de asemenea contribuie enorm la crearea unei culturi unitare la răspândirea cărții, a cărți, peste tot. Da, tiparul a fost un element determinant, pentru că a generat și a contribuit la apariția unor lucrări foarte și foarte importante în spațiul românesc. Și aici aș vrea să vă rog să ne spuneți care au fost primele lucrări tipărite în limba română, care au fost cele mai importante. Dar tiparul apare cam în anii 30, vorbim de alt tipar, să, să, fim înțeleși. Este vorba de tipar anume în limba română, nu tiparul din lui Coresi din secolul trecut, când se tipărea în slavonă, mai rar greacă. Deci e vorba de tiparul care scoate cărți în limba română. El apare în anii 30-40. 1630-1640. Da, secolul 17-1635 apare în la Târgoș, în țara românească, se tipăresc primele cărți aici și banii 40, cu începe din 40 chiar, 42 mai precis, 40 chiar, în, în Moldova. Deci, apar primele cărți care se tipăresc, sunt la, în țara românească, este vorba de pravila la Govor, de la Govora, Govora, în Moldova cărți, după care le-am mai menționat. Deci, este vorba, în primul rând, de cazania lui Varlam, numită și carte românească de învățătură, făcută, cum zicea Varlam, dar limbii românești. Dar limbii românești, așa este, pentru că e într-adevăr o primă operă românească scrisă foarte bine în limba, în limba română, în limba poporului, ca să zicem așa. Este o carte, de fapt, cu caracter religios, în care e vorba despre sărbători și despre viața Sfinților. Mitropolitul Varlam a condus Biserica Ortodoxă din Moldova din 1632 până în 1653, fiindu-i alături lui Vasile Lupu pe toată durata primei domnii și este considerat unul dintre creatorii limbii literare românești. Cea mai însemnată lucrare a Mitropolitului Varlam și una dintre cele mai de seamă din istoria vechii culturi românești este intitulată Cartea românească de învățătură la cele Preste An și la Praznice Împărătești și la Sfânt Mari sau Cazania, apărută la ea în 1643, scrisă cu caractere slavone. Are 506 file, ilustrate cu numeroase gravuri, reprezentând scene biblice, chipuri de sfinți. Cartea începe cu un cuvânt adresat de Vasile Lupu la toată semenția românească de pretutindeni ce se află pravoslavnici într această limbă, arătând că oferă acest dar limbii românești. Carte pre limba românească, întâi de laudă lui Dumnezeu, după aceea de învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici. Urma apoi un cuvânt către cetitoriu al mitropolitului. Din aceste două prefețe se desprinde ideea unității de neam și de limbă a românilor din Moldova, Muntenia și Transilvania. Cazanea a adus un aport prețios la formarea limbii noastre literare, fiind scrisă într-un stil viu și plin de culoare, cu fraze bogate în comparații pitorești și expresii plastice. Prin conținutul ei, dar și prin frumusețea graiului, cartea românească de învățătură a lui Varlam a cunoscut o răspândire mult mai largă decât orice altă carte românească veche, ajungând nu numai în mâna episcopilor și a preoților, ci chiar a credincioșilor de la sate. Cea mai largă răspândire a cunoscut-o în Transilvania. Considerată de Nicolae Iorga drept opera cea mai populară a epocii noastre vechi, ea conține primele versuri în limba română, intitulate Stihuri în stema domniei Moldovei prin care este recunoscut meritul domnitorului Vasile Lupu în tipărirea cărții. Nicolae Manolescu, în istoria critică a literaturii române, desprinde următoarele trăsături ale operei. Frumusețea limbii utilizate vorbește pe înțelesul tuturor, presărând explicațiile cu întrebări retorice și cu îndemnuri. Arta povestirii este primul nostru povestitor, înfățișând țărănește chestiunile teologice. O altă operă foarte importantă, Pravila lui Vasile, așa a zis Pravila lui Vasile Rup, numită mai precis Carte de Învățătură. Aceasta, de fapt, este o lucrare cu caracter juridic. Așa, aceasta, ca și alta Pravila de Agăvoră, erau, de fapt, lucrări care pruneau, să zicem așa, nomocanoane, cum se zice, reguli de drept, de origine e, bisericească, religioasă, dar o parte din normele care se găseau în aceste nouă canone sunt, de fapt, destinate pentru mereni și pentru reglarea relațiilor dintre mereni. Atât într-o țară cât și în cealaltă. De altfel, vorbind de unii, caracterul unitar al culturilor, trebuie să spunem că ele s-au răspândit peste tot mai ales pravila lui Vasile Lupu, cum va fi și alte lucrări din această perioadă, se vor răspunde atât în țara românească, cât și în celelalte două țări românești. Pe 4 mai 1646, în tiparnița de la Mănăstirea Trei Ierarhi, apărea pravila lui Vasile Lupu, primul cod de legi în limba română, utilizând caractere slavone, și unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă națională din Europa, cunoscut sub numele de Carte românească de învățătură de la pravilele împărtești și de la alte județe cu zisa și cu toată cheltuiala lui Vasile Voievodul și domnul țării Moldovei din multe scripturi tâlmăcită de în limba ilianească pre-limba românească ca să poată înțeleage toți în prefața codului de legi se spune că scopul acestuia este de a pune capăt nedreptăților și asuprelelor mișeilor. În afară de numeroase dispoziții cu caracter general, pravila conținea norme de drept civil, vamal, fiscal, medicină legală și de drept canonic, rămânând în uz până în vremea lui Dimitrie Cantemir, acesta numind-o o carte osebită de legi, care și până în ziua de astăzi este pentru judecătorii Moldovei ața dreptății după care judecă drept. O altă lucrare importantă, am mai menționat-o de fapt, este vorba de psaltirea lui, lui Dosoftei, o carte scrisă în versuri poeme, un poem, să zicem așa, mare, foarte interesant și, de fapt, prima dată aici găsim limba românească adecvată, dezvoltată și mostoasă. Și asta a asigurat succesul cărții lui. De mare valoare culturală și istorică este și traducerea integrală a Vechiului Testament realizat de către Nicolae Melescu Spătaru după Septuaginta în anii 1661-1664, tot în acea perioadă, dacă nu greșesc, la cu ordinul, hai, să zic așa, al lui Constantin Brăcoveanu, a fost uh, publică, tipărită și bucavna. Uh, da, da. Prima carte pentru școala elementară. Da, fiind vorba de, de Nicolae melescu Pataru, îți pe vorbi, în 1678 apare o nouă tipografie la București și ea va edita Biblia, Biblia care a fost tradusă de melescu Spataru. Și Bucoamna a fost tipărită în Transilvania, dacă nu greșesc. Așa este. Care au fost cei mai notorii, cele mai mari personalități ale perioadei din tot spațiul românesc care s-au afirmat pe acest făgaș al tipăririi, scrierii unor lucrări importante, cu o valoare, așa cum spuneam, istorică și culturală de netăgăduit? I-am numit deja pe câțiva. Repetăm, e vorba în primul rând de Varlam și Dostoftei. Dar au fost și alții, pe fără îndoială. Mirescu Spătaru, care a fost o foarte mare călător. Pe urmă, mulți alții. Aș, aș menționa în special pe stolnicul Cantacuzino, Constantin Cantacuzino, care a scris o istorie a țării românești. E o istorie în sensul adevărat al cuvântului. Se deosebește de lucrări de până atunci, editate în special, scoase în special în țara românească, care au niște cronici, de altfel ca și Moldova. Asta e o istorie adevărată, în sensul cu expunerea evenimentelor istorice în succesiune cronologică și tematică, în același timp. Apoi, Udriște Năsorel, care era contemporan cu Matei Basarab și era, de fapt, și cumnatul lui Matei Basarab, a desfășurat o activitate foarte importantă. El a tipărit pentru prima dată învățătorului lui Basarab, despre care am mai vorbit, care a apărut în secolul trecut, și o serie întreagă de lucrări, cum ar fi Imitația o lucrare foarte importantă De Kempis, o lucrare importantă de caracter, să zicem așa, occidental, dar care avea o anumită semnificație și pentru mediul religios din țările române. Urmă, mulți alții, spre sfârșitul secolului, se face de acum prezentă personalitatea lui Dimitrie Cantemir. Da? Deci romanul lui cunoscut, Divanul sau Gălceava înțeleptului cu Lumea, apare anume la sfârșitul secolului, în pe la 1694, dacă nu mă înșel, în noua tipografie care fusese adusă de la Moscova și care lucra în momentul acesta la Iași. Deci, acestea dar sunt și multe alte personalități, s am putea numi personalități care s-au deosebit mai ales prin activitatea lor artistică. Să zicem, Antimi Vereanu, care era un, un georgian sosit din Georgia și de acum, cu timpul, va deveni metropolit al țării românești. El se deosebea prin talentul său artistic. Se ocupa cu diferite, chiar și cu broderie, cu pictura, cu. Uh, prelucrarea metalului, a lemnului metalului. și așa mai departe. Același lucru se poate spune despre de Anastasie Crimca, așa Metropolit în Moldova, la începutul secolului, ctitorul mănăstirii dragori, Mirna, una dintre cele mai frumoase mănăstiri românești, care de asemenea este deosebit mai ales prin pictarea cărților. Era miniaturist, adică lucra toate textele acestea vechi, el le înfrumuseța. Să știi că acestea erau foarte înfrumusețate, așa, împodobite cu tot felul de imagini, așa, mai ales chenarul textului, a paginii și frontispiciul, era înfrumusețat cu tot felul de figuri și iată, el practica această, această meserie. În acea perioadă a secolului XVII apar cronicile. Avem cronicari vestiți care au lăsat informații prețioase despre istoria noastră a tuturor românilor. Da, cronice de, fara, de, fapt apar mult mai devreme. O, una prima se pare prin cronică este să cea din timpul lui Ștefan cel Mare. După aceea apar o serie treagă de alte cronici, în special în Moldova, cele mai numeroase sunt aici. Cronica de la Bistrița, de la Putna, cronica uh, român româno-polonă, româno-germană și mai departe. Dar primele texte anume în limba română și texte care au autor. Deci, una din Primele este apare pe timpul încă pe timpul lui Mihai Viteazul, chiar la începutul secolului XVII, dar e mai puțin cunoscută această lucrare. În Moldova se consideră că o primă cronică moldovenească de acum bine articulată, să zicem așa, nume ca, ca, o operă de autor, este cea e o Eustratie logofătul. Lucrul acesta este foarte puțin cunoscut. Grigor Reche o menționează în cronicul său. El spune, Le, letopisețul nostru cel moldoveș, Chiar îl citează. Este vorba numai despre cronica aceasta a lui Eustratie de pe timpul lui Vasile Lupu. Chiar el începe să activeze ceva mai devreme de Vasile Lupu, dar din păcate cronica aceasta nu s-a păstrat. Ea este folosită însă de ceilalți cronicari, cum am spus. Cei mai cunoscuți, cei mai importanți cronicari, bineînțeles, istorici ca atare, de fapt putem spune, că nu mai sunt autori de cronici anonime, ci autorii sunt cunoscuți deja foarte bine. Este vorba de Grigor Reche, Miron Costin, Neculce mai târziu, Nicolae Costin Feciorul da, lui Miron Nicolae Costin, Costin lui, lui, Miron Costin, Constantin Candacuzi pe care l-am l-am numit mai înainte. Aceștia sunt cei mai mari autori de opere um, istorice. Noi le numim cronici, în același timp, dar ele încă o dată accentă, se deosebesc de cronicele anonime anterioare, nu numai prin faptul că au autor, nu numai prin faptul că sunt mai cuprinzătoare, mai răspind, nu sunt zic, foarte lapidare, cum sunt cronicele propriu zise mai vechi, ci sunt texte, vă zic așa, cursive, unde evenimentele sunt expuse așa fluent, detaliat, de la o etapă la alta, de la o an la altul, de un secol în altul față de perioada anterioară, când avem cronici care încep în Moldova, cronici de tip analistic, foarte sumare, în care de cele mai multe ori nu avem decât enumerarea unor evenimente, fără foarte multe de detalii despre contextul politic, extern și intern în care s-au produs, fără să ni se spună cauzele acelor evenimente și consecințele lor. În secolul al XVII-lea, vedem din partea cronicarilor și istoricilor care s-au aplecat asupra scrisului o preocupare nu numai pentru uh, documentul istoric, dar și pentru uh, interpretarea lui, pentru o analiză cât mai obiectiv, obiectivă. Aproape toți cronicarii veacului al XVII-lea, fie ei din Moldova sau din țara românească, sunt preocupați pentru ceea ce numim astăzi obiectivitate, încercarea de a. Reflecta cele întâmplate cât mai veridic și mai uh, puțin distorsionat cu putință. Dacă ne raportăm la perioada care urmează, sunt iarăși uh, de remarcat câteva uh, fracturi destul de uh, puternice. Dacă în secolul al XVII-lea avem deja câțiva cronicari care, prin maniera de abordare, se integrează colegilor lor din Europa Centrală Răsăritană, măcar, mă refer la Miron Costin, la Stolnicu Cantacuzino, avem chiar personalități de talie europeană, cum este Dimitrie Cantemir, în veacul fanariot, cronicarii par să facă un pas sensibil înapoi, sunt lucrări ale lui Dionisie Ecleziarhul, Axinte Uricarios, Nicolae Stoica de Hațe, care sigur că au valoarea lor, dar totuși din punct de vedere al, să spunem, conținutului acestor lucrări de istorie, mi se pare că e un regres evident. Deci, pe bună dreptate, putem vorbi despre istoriografia a veacului al XVII-lea ca o perioadă de aur în scrierea istoriei. De asemenea, trebuie să subliniem că dacă în perioada anterioară istoriografia este una ecleziastică, cei care scriu istorie sunt călugări sau perso personaje provenind din mediul ecleziastic. În secolul al XVII, cei care scriu istorie, și mă refer la numele mari pe care le-am amintit deja, sunt mari boieri. Oameni care scriu nu din poruncă domnească, ci pentru că simt nevoia să facă cunoscută, să facă știută istoria țărilor, atât peste hotare, dar în primul rând în plan intern. Pentru că mulți dintre ei constată atunci când scriu că uh, semenilor nu prea cunosc uh, uh, trecutul propriilor uh, țări. De ce fac acest lucru? Și pentru că uh, mulți dintre cronicari sunt convinși că uh, istoria, cunoașterea istoriei are o valoare didactică. Ca o altă trăsătură generică a istoriografiei uh, în această perioadă este preocuparea pentru integrarea istoriei românilor în istoria universală, dacă la cronicarii veacului al XV-lea, mențiunea unor puteri învecinate era tangențială în măsura în care uh, țările române aveau relații uh, tensionate cu puterile respective. În uh, cronicile de secol XVII găsim Fragmente întregi despre ceea ce se întâmplă în Imperiul Otoman, în Regatul Poloniei, în teritoriile supuse Coranei Habsburgice. Deci avem și din acest punct de vedere o preocupare mult mai apropiată de lucrări similare din epocă. Și, desigur, deja cred că am amintit, este vorba și de o preocupare pentru descoperirea cât mai multe surse despre istoria românilor. Mulți dintre cronicari și Grigore Ureche și Miron Costin și Radu Popescu în țara românească de plâng lipsa unor surse interne pe care să le folosească. Grigore Ureche chiar se plânge că analele Moldovei spun foarte puține lucruri despre anumite domnii. Miron Costin la rândul său spune că se știu atât de puține lucruri despre niște domni încât a fost nevoit să Comprime trei domnii într-un singur capitol. De aceea, mulți dintre ei, cei cu o formație umanistă, cum este cazul lui Ureche, cum este cazul lui Costin, cum este cazul Stăunicului Cantacuzino, caută în bibliotecile de peste Hotare lucrări care să se refere la istoria românilor. De asemenea, foarte important, în acest veac, toți cronicarii pun accent pe romanitatea românilor, pe legătura pe care montenii moldoveni o au cu Imperiul Roman. Numeroase lucrări sunt scrise în acest, în, acest sens, atât Miron Costin în lucrările sale, cât și Dimitrie Cantemir în Cronicul Vechimii Româno-Moldovlahilor accentuează apăsat și Stonicul Cantacuzino o face în istoria sa, accentuează apăsat această descendență latină a poporului român și caracterul unitar al poporului român. Preocuparea autorilor acestor cronici era una care venea să demonstreze caracterul unitar, originea comună a românilor? Bineînțeles. Dacă ne-am refere chiar la primul din ei, la Gregor Oreche, el spune foarte clar acolo când vorbește și despre despre munteni, despre ardelești, despre moldoveni, el spune cu toții de la râm ne tragem. Deci lucrul este clar, vorbește despre acesta foarte respectat și foarte clar și lucrul acesta îl afirmă foarte bine și convingător și următorii cronicar, Găsim convingerea aceasta pe tot parcursul lecturii operei lui Miron Costin și mai mult decât atât, el are o lucrare aparte care se numește de neamul moldovenilor. Aici aș vrea să citez din această lucrare. Biruit au gândul să mă apuc de această trudă, să scoți lumii la vedere felul neamului. Din cei izvor și seminție sunt lăcuitorii țării noastre, Moldovei și țării muntenești și românii din țările ungurești, că toți un neam și odată descălecați sunt. Așa este. Pe urmă, trebuie să ne referim mai cu seamă la Cantemir, care începe să activeze mai târziu, dar începe și act activitatea lui începe anume în această perioadă, la sfârșitul secolului, el se exprime foarte clar în privința aceasta. De fapt, el avea și o pregătire, să zic, a științifică, enciclopedică și se exprimă destul de clar. El spune că pământul acesta a fost unul singur la început și era locuit de români. De valahi, cum zice el. Vorbea de Dimitrie Cantemir. Opera domnitorului moldovean poate fi considerată ca cea mai vastă operă a culturii române din acea perioadă? Bineînțeles, dar, de fapt, trebuie să spunem că principalele sale opere vor apărea secolul următor. Câteva nu mai apar în această perioadă, și Divanul special de care am vorbit este o operă literal, dar este și o operă filozofică în același timp. Gălceava înțeleptului cu lumea, așa este subtitlul acestei opere. Și aici, pur și simplu, sunt descrise o chestie, o serie întreagă de păreri, de concepții care reflectă să zicem așa, ideile filozofice ale lui Dimitrie Cantemir. Ce dezvoltare a cunoscut învățământul în secolul XVII în Muntenia, în Transilvania și Moldova? Apar o serie întreagă de școli, trebuie să spunem că Există o, să zic așa, o structură oarecum largă a școlilor din această perioadă. Sunt cunoscute mai multe tipuri de școli este vorba, sunt, este vorba de școli particulare, mai bine zis, educație, învățământul în familie, se referă în special la familii înstărite, boieri, domnitori. Este vorba de școlile ținutale, așa, regionale, în special la orașe, în reședințele domnești, pentru că în afara de curtea domnească, fiecare domn mai avea câteva reședințe răspândite în teritoriu, aici la fiecare reședință era câte o școală. Urmă școlile din mănăstiri care reprezintă tradiția secolului trecut, a secolului trecute, pe lângă mănăstiri, dar și pe lângă episcopii. În sfârșit sunt școli, să zicem așa, mari, convenționale, putem numi superioare, cum a fost Colegiul Vasilian sau Academia Vasiliană din Iași. Și o școală asemănătoare va apare și în, în Târgoviște, pe la 1600 80, aș zice, cam așa, în perioada asta, ea va sta la baza Academiei Sfântul Sava din, din, București și ea va fi similară cu Academia Vasiliană. O școală similară, de asemenea, a existat în Șchei Brașovului, adică într-o provincie, într-o provincie, într, într cartier al orașului Brașov, așa zisa școala din Șchei Brașov avea același caracter. Prima școală românească din Brașov se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șchei Brașovului. Clădirea fostei școli, astăzi muzeu, este declarată monument istoric. Anume aici, diaconul Coresi a tipărit primele cărți în limba română și a fost scrisă prima gramatică românească de către Dimitrie Eustatievici în anul 1757. Încă din secolul al XV-lea, aproximativ pe la 1480, după cum susține istoricul Nicolae Iorga, pe lângă Biserica Sfântul Nicolae a început să funcționeze și o școală, existența ei fiind atestată în 1497. În jurul anului 1530, aici se preda în limba română. După zidirea bisericii din piatră, la insistența protopopului Mihai, în locul vechii școli din lemn a fost construită una nouă, de piatră, între 1559 și 1581, Diaconul Coresi a tipărit aici 17 cărți în limbile română și slavonă, pe hârtie fabricată într-o manufactură brașoveană. Școala avea pe atunci două cursuri principale, unul primar, cu termen redus și un curs superior pentru viitorii clerici sau dascări, dar și un curs pedagogic. Ca limbi moderne, alături de cea română, se foloseau latina, greaca și slavona, Autoritățile locale din Brașov își recrutau oamenii din cancelarie din rândul slujitorilor școlii și ai bisericii Sfântul Nicolae din Șchei, aceștia fiind folosiți atât ca scriitori la cetate, cât și ca delegați pentru relațiile economice și chiar politice cu țara românească și țara Moldovei. Până în secolul al XVII-lea, școala din Șchei nu și-a modificat conținutul educațional, dar în secolul următor ea a parcurs drumul către un învățământ complex, încadrat în sistemul școlilor naționale neunite, condusă de brașovenii Dimitrie Eustatievici, autorul primei gramatici românești din 1757, și Radu Tempea, autor al unei gramatici românești de structură latină în 1797. În anul 1760, clădirea școlii a fost înălțată cu încă un etaj, în stil baroc. Și în sfârșit trebuie să vorbim despre învățământul superior. Ca atare. Bineînțeles că universități, așa cum am mai spus, nu existau în țările române, dar mulți români au avut posibilitatea să-și facă studiile în străinătate. Liov, Padova, da, Paris, da. Viena. Mă rog, de exemplu, unii boieri moldoveni și cum a fost Ureche, Costin, Neculce, au făcut și-au făcut studiile la, în bar, la Liov și la Camenița, în colegiile oarecum foarte dezvoltate, aproape le-am putea numi școli superioare poloneze în acea perioadă. Dar alții au avut chiar noroc mai mare și au făcut studiile la Padova, la Viena, la Paris, în Oxford chiar. Cum a fost cazul, să zicem, a cartorarului, istoricului Constantin Cantacuzino. Deci, asta vorbește despre faptul că învățământul și învățătura în general Învățătura, că e mai corect să zicem învățătura, pentru că școlile superioare aici nu existau. Dar învățătura, știința de carte și studiile în țările române la etapa respectivă ating un nivel foarte înalt comparativ cu etapa precedentă. Dar tiparul, revenind la el, a generat și apariția bibliotecilor. Bineînțeles. Bineînțeles. Asta era destinația. Și unde destinația erau concentrate tiparului. mai mult aceste biblioteci? Bibliotecile, bineînțeles, întâi și întâi le constatăm în școlile pe care le-am menționat, în școlile mari, cum era, de exemplu, Academia Vasiliană. Aici erau sute de, de cărți. Dar existau și particular în școlile din mănăstiri, din, de la episcopii și așa mai departe. Boierii mai aveau. Dar, dar existau și biblioteci particulare. L-am menționat în câteva rânduri pe Stolnicul Constantin Cantacuzino Se spune că el avea o bibliotecă foarte bogată De vreo 400-500 de cărți La fel de mari biblioteci aveau cărtorarii De asemenea menționați Grigoriu reche, Miron Costin Dimitrie Cantemir Ca să nu mai vorbim, Dimitrie Cantemir Dimitri Cantemir care era o, o figură enciclopedică El de fapt și-a creat biblioteca sa la Constantinopol Trebuie să spunem că Dimitri el Cantemir. acolo da. Acolo a copilărit Acolo, băi, el se afla în calitate de ostatic, trimis de tatăl său, Constantin Cantacuzino, Cantemir. Constantin Cantemir, și acolo el avea, avea palatul său și avea biblioteca sa, o bibliotecă foarte mare, o bibliotecă, i-am putea spune enciclopedică, în toate limbile, practic circulate pe care ciclopedie vremea aceea, latină, greacă, bineînțeles turcă, nici nu se discută, fără îndoială că el o cunoștea, dar și limbile occidentale, franceză, engleză, germană, pentru că el era într-adevăr un enciclopedist. Tot el a scris uh, istoria Imperiului Otoman. Da, și nu numai, și istoria pe care, mă rog, apar mai târziu. Deci, cartea se răspândește foarte mult, devine, ca să zicem, un accesoriu obligatoriu pentru oamenii de cultură și mai ales pentru instituțiile de învățământ. Ce discipline, domnule profesor, erau studiate în instituțiile de învățământ? Am putea spune că învățământul era tip clasic, știți, cum se zice, de... Se vorbește mai târziu despre așa zisul două compartimente ale învățământului, clasic și real. Îl putem constata chiar din perioada respectivă. Majoritatea școlilor, în special celor mai superioare, cum era Institutul Vasilian, aici se studia în special limbile clasice, teologia, retorica, filozofia, în special acestea erau. Gramatica. Bineînțeles, la... gramatica, teologia, fără îndoială, în mod obligatoriu. Dar existau și școli mai, să zicem așa, oarecum, având o orientare oarecum reală, spre ciclul real, unde se învăța și limbile clasice, asta era obligatoriu chiar și acolo, limba greacă, limba latină, limba slavonă în unele cazuri, chiar obligatoriu în unele cazuri, dacă mai ales erau legate cu episcopiile, cu mănăstirile, dar se învăța și fizica, matematica, astronomia, geometria, deci acesta este învățământul deja de tip real, care va fi caracteristic pentru epociile următoare. Și unde erau pregătite aceste cadre didactice pentru că erau necesare cunoștințe temenice pentru a preda în școală? De aceste cele materii? mai multe ori aceștia erau, bineînțeles, și învățăcei, ca să zicem așa, mai bine zis, dascăli, nu învățăcei, dascăli de pe loc, din episcopii, de la mănăstiri, mai rar de pe lângă biserici sau de, lângă, de la domnei. Dar aceștia, de cele mai multe erau de proveniență străină. În primul rând, greci. Așa cum, să zicem, a fost Corese, pe care l-am menționat. Se consideră că și Dosoftei ar fost de aceeași, aceeași origine. Aveau o special pregătire din Grecia. De acolo veneau cei mai mulți în această epocă. De aici și influența foarte mare a limbii grece și a învățăm grecești și a învățământul în limba greacă. Unii mai bogați, să zicem, în cazul domnitorilor, chiar unii boieri foarte bogat, aduceau învățători dascăl din străinătate, din Italia, din Franța, din Germania, așa care îi învățau pe fiilor lor de acum și limbile străine ca să aibă acces la universitățile respective, universitățile din țările acestea. L-ați pomenit pe coresii, pe dosoftei care sunt de origini grecești. Putem spune că la acest proces de dezvoltare spectaculoasă a culturii române, a caracterului unitar al spiritualității române, au stat anume aceste figuri grecești? Într-o oarecare măsură, da, dar trebuie să înțelegem că în perioada aceasta se duce o luptă, așa, între curentele, să zicem așa, nu atât religioase, cât curentele spirituale, ca să fim mai, mai preciși. Și este un lucru foarte important că cultura română ea, este influențată în mare măsură din afară. Din afara, să zicem, a culturii românii propriu-zise. Ce am în vedere în cazul de față? În țările române existau curente foarte puternice, de origine străină. Vorbim de curentul slavon, curentul grecesc, iar din apus, cele care erau reprezentate de curente religioase. Calvini. Calvin, Luteran, catolic. Uh, catolic. Așa? Și între astea, lupte, acestea se dă o luptă. De exemplu, în Transilvania, dacă am luat exemplu Transilvania, aici curentul, catol, curentul calvin, așa, uh, Luteran, luptă împotriva curentului tradițional catolic, și în această luptă ele au interesul să susțină curentul local, adică cultura românească, școala românească și în felul acesta, în această luptă, școala românească și respectiv cultura română are de câștigat. În Moldova, situația a fi altfel. Aici, curentul grecesc, respectiv reprezentanții culturii grecești, a culturii elene, vor avea interesul să prejudicieze cumva elementul slavon, respectiv cultura slavonă, Iarăși, în favoarea culturii române și a școlii românești. Deci, constatăm niște influențe foarte interesante. Același lucru în -a lupta aceasta, da? Din lupta aceasta, aparent, așa, de, de periferie, marginală, din lupta aceasta, foarte importantă este faptul că are de câștigat cultura română. Dar, în general, iată, în tot acest veac de aur al culturii române, comportamentul societății, a nobilimii, haideți să spunem, a fost schimbat sau nu? Mentalitatea a suferit schimbări esențiale? Da, eu vorbeam la început despre faptul că a existat o serie întreagă de elemente, să zicem, din afara culturii, care au contribuit la progresul cultural din secolul XVII și la apariția specificului culturii din secolul XVII. Unul din aceste fenomene îl constituie schimbarea caracterului chiar a societății românești. Așa, dacă mai înainte, să zicem, curtea domnească avea o influență foarte mare și de fapt domnitorii erau, de, să zicem așa, de origine locală, astfel, din mediul local și în special ei se neau de dinastie respectiv, în țara românească, țineau de dinastia Basarabilor, în țara Moldovei de dinastia Mușatinilor și domnitorii moșteneau, își moșteneau, ca să zicem așa, tronul din tată în fiu. În secolul XVII situația se schimbă. Fenomenul acesta începe chiar la sfârșitul secolului VIII, XVI, ce am zice. Situația se schimbă. De acum, treptat, treptat, dinastiile acestea se sting și într-o țară și în cealaltă și încep să apară la domnie oameni de rând, adică nu chiar de rând, de rândul boierilor. Are loc o luptă dintre boieri, așa, și care reușește, pune mâna pe putere. În aceste condiții, domnii își schimbă caracterul ei, din ereditar cum era, într-o domnie de caracter nobiliar, așa, adică domnii apar din rândul nobilimii, din de rândul, de rândul boierilor. E adevărat că nu totdeauna aceștia erau nobili în adevărat, înțeles al cuvântului, adică nu erau de sorginte foarte înaltă, nu erau foarte cultivați. Pot da exemplu chiar a tatălui lui Dimitri Cantemir, Constantin Cantemir, care era un om fără carte, nici nu știa măcar să-i scălească. Lucrul acesta îl povestește chiar fiul său în viața lui Constantin Cantemir, că el îi citea textele, unele texte, așa din pravile, de texte religioase, ca să înțeleagă și el să o orienteze, pentru că nu știa, nu știa carte. Dar un lucru este important, că boierea aceștia, spre deosebire de domnitori, încep să aibă niște veleități de mari, de mari oameni de stat și de aristocrați foarte fini și foarte bogați. Ei încep să manifeste un interes foarte mare pentru avere, pentru lux și unii caută să se prezinte ca așa să emite pe regi, pe împărați. Un lucru foarte interesant citim la Miron Costin. El spune despre Vasile Lupu, că acesta avea mai degrabă mai mult hire împărătească decât domnească. Iată această tendință de a copia pe rei și pe domnitor o constatăm la domnitori din perioada aceasta. Și aceasta este nu numai pentru Vasile Lupu, și la toți ceilalți, fie că este vorba de Matei Basarab și mai ales mai târziu vom constata lucrul acesta la Brâncoveanu. Foarte bine se va vedea lucrul acesta, fastul acesta, tendința spre fast, îl vedem și la curte, îl vedem și în palatele domnești care se deosebesc acolo prin mult fast, chiar în vestimentație, în petrecerile care le dau, în mâncărurile pe care le mâncau și așa mai departe. Dar ce evoluție a cunoscut arhitectura bisericească, laică? Au fost schimbări majore? Sigur că în au fost feladă. schimbări. Două fenomene le constatăm în domeniul artei și anume sincretismul și barocizarea, adică răspândirea barocului. Ce înseamnă barocul? Asta e o artă care cu, conține multe elemente de înfrumusețare, adică înfrumusețare prin un fast foarte mare, adică împodobirea excesivă, am zice, a monumentelor de artă, fie cu elemente florale, fie cu elemente faunistică, fie cu elemente antropomorfe și așa mai departe. Asta e, o constatăm în diferite opere, diferite domenii. Va fi caracteristic în special pentru stil brâncovenesc care apare la sfârșitul secolului XVII, caracteristic pentru legat de numele lui Constantin Brâncoveanu. Ce e caracteristic pentru stilul acesta? Vă zic că în primul rând el se impune prin stilul construcției. Arcul, arcul, arcul care era și în perioada precedentă, arcada, să zicem așa, la palate, la biserici, mănăstiri și așa mai departe. Dar e un arc deosebit, nu e un arc, așa să zicem, simplu. E un arc, așa zis, trilobat, adică el se prezintă sub forma unei frunze, cu trei, cu trei elemente care se văd. Sus nu este rotund ca atare, dar reprezintă vârful frunzei și împărți de asemenea ca frunze. Este un element caracteristic pentru sistemul ăsta, și pentru stil brâncovenesc. Sunt opere caracteristice pentru această perioadă, să zicem, definitorii, așa, semnificative, Palatul din Logi sau Palatul Mogoșoaie, Biserica Avropoleos din București, o biserică este, să zic așa, caracteristică tocmai pentru, pentru cultura aceasta și pentru stilul brâncovenesc, o biserică care se află în spatele Universității din București. Pe urmă trebuie să vorbim despre stilul moldovenesc. Stilul moldovenesc în această perioadă suferă o anumită schimbare. Ce e? Ce se înțelege pe stilul moldovenesc? El apare mult mai devreme, e caracteristic, mai ales se caracterizează prin înfrumusețare, să zicem, excesivă a exteriorului bisericilor, adică pictarea pereților a exteriorului bisericii, cum este, de exemplu, biserica la Voroneț sau la Moldovița. Sunt foarte cunoscute. În perioada însă următoare, stilul acesta sufere schimbări foarte mari. Vom observa și în această perioadă predilecție pentru fast, așa, pentru înfrumusețarea uh, mare foarte pronunțată a exteriorului bisericelor, dar de acum pictura treptat, treptat dispare de pe periții de la exterior. Exemplul cel mai caracteristic este biserica uh, Treierarh din Iași, care de acum aici spre deosebire de pictură constatăm elemente de sculptură. Așa, exteriorul pereții bisericii trei ierarhi este înfrumusețat cu tot felul de elemente de acum care țin de, asemenea, elemente florale, dar care sunt reprezentate de detalii de caracter sculptural. Asta e caracteristic, în special pentru biserica aceasta. Ctitoria lui Vasile Lupu. Da, ctitoria lui Vasile Lupu este caracteristic și pentru altă ctitoria lui Vasile Lupu, mănăstirea Golia. Dar ea se deosebește. La Golia, elementele acestea de înfrumusețare le constatăm mai ales la capiteluri, adică partea de sus a capitelurilor, a frizelor, de asemenea, și într-o oarecare măsură, de fapt mai mult am zice, la cupole. Iată, deci constatăm anumite schimbări. Deci am vorbit de răspândirea barocului, o barocizare în artă și de asemenea o latură importantă, un aspect, să zic așa, și o noutate pentru arta din această perioadă este, așa zis, o sincretism. Ce, Ce înseamnă, înseamnă sincretism? Deci, element în binare mai multor elemente de diferită origine. Aduc un exemplu foarte interesant. Ion Neculce povestește despre uh, sosirea lui uh, și aflarea lui Pietru I la Iași. Și atât el zice că împreună cu Dimitrie Cantemir ei vizitează mai multe obiecte, mănăstiri, biserici. Obiecte de cult. Așa, biserici. De atât, el aflându-se în incinta bisericii a mănăstirii Golia, el constată următorul lucru, că aici, zice el, este folosit meșteșugul leșesc, grecesc și moschicesc. Deci, elemente artistice preluate din diferite zone. Asta înseamnă sincretism. Și asta este caracteristic peste tot. Bineînțeles că nu lipsesc și unele elemente locale originale care vin din perioada trecută, cum spuneam, stilul moldovinesc, care este mult mai vechi, apare încă până la Ștefan. Dar apar elemente noi care dau naștere fenomenului numit sincretism și care îl constatăm peste tot, mai ales în artă și mai ales în cazul picturii și al sculpturii pictura, sculptura, la fel, a cunoscut o evoluție, o schimbare majoră în secolul XVII. Ce e caracteristic, de fapt, pentru sculptură, dacă, se vorb... dacă pentru pictură, dacă am luat elementul acesta? Bineînțeles că aceasta este o pictură cu caracter religios întotdeauna, Una tematică este religioasă, dar constatăm și un element, să zicem așa, de origine mereană. Acesta este, așa zis, un tablou votiv. Ce e tabloul votiv? E tablou, sunt niște portret. Este un portret, poate să fie individual, la unei singure persoane, de obicei a domnitorului, sau poate să fie un portret în grup, este reprezentat domnitorul împreună cu soția și cu copiii. Așa? Avem foarte multe exemple. Da. Sunt foarte multe exemple. Ce înseamnă? Prin mănăstiri, biserici. Da, exact din timpurile mai vechi, ele apar încă la primii domnitori, este reprezentat de obicei domnitorul cu macheta, să zicem așa, a bisericii respective. Deci el este, deși este reprezentat aici, pentru că el este de obicei titorul, creatorul bisericii respective și el este reprezentat pe unul din pereți, de obicei în interior, bineînțeles, a bisericii. În ceea ce privește sculptura, am dat mai multe exemple, operele respective le-am numit, sunt și numeroase altele. Am adus și eu încă un exemplu, este vorba o operă foarte interesantă în această perioadă și care constituie un, să zicem, un exemplu aparte, anume Mănăstirea Dragomirna, ctitorie a lui Anastasie Crimca la care au participat și alții. Este o operă foarte interesantă și îi aduce și unele noutăți în deci ceea ce privește stilul moldovenesc pe care l-am menționat mai înainte. Această princesă se deosebește ea, ce este caracteristic pentru ea. Pictură, cum am mai spus, la exterior nu se mai constată, dar sunt o serie întreagă de elemente de ordin sculptural și asta se referă în special la coloane și la pentru stilul moldovenesc este era caracteristic contraforță este carac e, e clar ce contraforțe. aceasta vă că imită un fel de stâlp care parcă ar susține din diferite părți uh, edificiul respectiv. Contraforță acum ești schimbă cu totul în uh, e ceva ca un fel de coloană lipită de zid și care este foarte înalt Clădirea în general este foarte înaltă. Se deosebește foarte mult de toate celelalte. În general, toate bisericile în stil moldovenesc caută să fie cât mai înalte, înguste și înalte. Iar asta chiar este excesiv de înaltă față de bisericile până atunci. Cineva o caracteriza cu o corabie. O corabie care e pe cale de a fi plasată, de a fi trimisă pe apă. Deci foarte înaltă, maiestoasă, gigantică la prima vedere. Iată, asta e o trăsătură caracteristică caracteristic pentru o sculptură din această perioadă. Toate realizările obținute în domeniul culturii, artei, arhitecturii, picturii, sculpturii în acest secol XVII au constituit acea bază solidă pe care ulterior a fost consolidată spiritualitatea, cultura clasică și contemporană românească? Nu poate fi închipuită cultura secolului următoare fără această etapă și fără cele care au fost până la ea. Pentru că o cultură se creează succesiv. Așa? Se pun temelile, se pun bazele la o anumită etapă de început, după aceea ea crește treptat, treptat, se pune cărămidă pe cărămidă și se ajunge la cultura respectivă, din perioada poporului respectiv. Aceasta, să zicem așa, cultura secolului XVII, dacă am comparau cu o cărămidă, cu un bloc, mai bine zis, a fost un bloc masiv care stă la baza culturii române moderne. Noi nu putem să ne închipuim cultura română modernă fără istoriografia română care apare în perioada aceasta. Acum apare, acum se pun bazele istoriografiei și tot acum se pun bazele literaturii propriu zis despre care noi am vorbit. Acum se pun bazele științei. Așa, acum apar oamenii științei de factura lui Nicolae Emilescu Spatar, Dimitrie Cantemir și stolnicul Cantacuzino. Aceștia vor pune bazele, pe urma se vor apărea, vor apărea științele propriu zise, prin eforturile depuse la perioada respectivă. Acum apar, de exemplu, pe care noi, despre care am mai vorbit cu dumneavoastră și la una din lecțiile precedente, dacă am luat un exemplu simplu, Școala Vasiliană, Institutul Vasilian, numit Academie, în baza Institutului Vasilian a apărut mai târziu Academia Mihaileană, în secolul XIX, la 1843, dacă nu greșesc, și în baza acestei Academiei Mihailene, va apare Universitatea din Iași. Așa? O universitate de temelie, care a contribuit enorm la crearea intelectualității române moderne și a științei românești. Da, vedem această evoluție în timp da. de la Vasile Lupu. Da, este un exemplu elocvent în această privință. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această nouă lecție de istorie. utilă a telespectatorilor noștri. Ne mai revedem și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja sâmbătă viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune!